Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Edi Iordănescu! Haide! La frâzul seamănă în studiu. Bravo, Edi! Cu Edi mă cunosc de aproape 25 de ani. A fost coleg cu mine de cameră în perioada Rapid. Și e un tip foarte serios. Păi, el știu de la vârsta de 6 ani, cred că. Când venea cu taică-său la stadion, l-am prins și la FCSB și la Steaua, practic, ca antrenor secund. Un om foarte serios. Nu l-am văzut niciodată glumind. Dar, din punctul alt punct de vedere, este un om de caracter care mie personal îmi place. Mulțumesc, mulțumesc! Wow, valuri! Și nu uite de nimeni. Da. Trebuie să recunosc că am și eu criticii mei, adică sunt unii care spun că sunt selecționer doar pe hârtie. Nu, e fals. Eu sunt selecționer pe hârtie. Am multe, e plin de hârtie. Da. Prefer să spun că eu sunt tehnician, nu selecționer, dar am și hârtii foarte multe, pentru că eu sunt tehnician. Selecționer înseamnă că ai de unde alege și aici nu e cazul. Tehnician e mai ok, dar să știți că echipa națională este pe mâini foarte bune, cu picioarele stau ei mai prost. Da, chiar dacă este pe mâini foarte bune, totuși să știți că eu am o experiență foarte înaltă, la un nivel foarte înalt, pentru că am și construit o clădire de birouri foarte înaltă în Piperaș. Da, el o face mai multe construcții, da, că nu construcție la joc, ai construiește la clădiri, da. Eu chiar am făcut și foarte multe cursuri de antrenor în Italia, în Spania, în Anglia. Singura problemă este că nu știu nici italiană, nici spaniolă, nici engleză. Dar nu-i nimic, am învățat să gesticulez în 3 limbi străine pe margine, probabil că ați văzut. Mă pricep și cu toată experiența și rezultatele mele, am auzit că unii dintre voi mai ales a spus că sunt totuși varză. Da, eu varză la Cluj, la CFR Cluj, campioana, nu știu dacă știți. Campioana, da? Am luat campionatul cu CFR Cluj, într-adevăr, și i-am dus la un nivel foarte, foarte înalt, pentru că eu, ca tehnician, îmi permit să urc foarte sus, i-am dus la un nivel atât de înalt încât a trebuit să schimbe numele din CFR în Tarom. Bine, acum trebuie să recunosc că prioritatea mea este naționala, unde poate că n-avem un joc spectaculos, dar măcar este total ineficient. Cea mai mare problemă este că băieții n-ajung la finalizare și asta impactează foarte tare pe soțiile lor. Drept pentru care îmi cer și scuze aici public. Ei au o țintă, jucătorii, o țintă atât de proastă încât seamănă cu un bețiv în fața unui pișoar. Și nimeresc poarta mai rar decât nimerește Hagi limba română. Asta pentru că ei au în posesie totuși ceva foarte mic, mai mic chiar și decât vocabularul lui Bratu. Și băi, nu e frumos. Ajung, din păcate, în careu mai rar decât ajunge Dorian Popa să se scarpine singur pe spate. Știți că eu sunt așa un tip mai mucalit și nu-mi place să vorbesc mult o anumită educație care tatăl meu mi-a dat, o religioasă, mă rog, nu intru în detalii. Ideea e că vreau să spun că unii jucători poate că sunt în formă, dar majoritatea sunt de formă. Așa, eu când am preluat echipa națională, pot să vă zic că unii dintre ei erau în halul ăsta de pământ încât le crescuse gazon pe ceafă. Eu ca tehnician vă dați seama că mă pricep foarte bine, i-am filat puțin, i-am luat în farfecă și i-am făcut, acum sunt bine. Bine, sunt foarte tineri, atât de tineri încât au mai multe coșuri decât goluri. Sunt atât de tineri încât atunci când le-am spus că vreau să jucăm așa tiki-taka, au intrat toți pe TikTok. Primele antrenamente a trebuit să-i învăț să alerge și fără premergător. A fost foarte greu. Când intră pe teren, zici că a lăsat Borcea copiii afară.
Sunt atât de tineri, componenții echipei naționale, încât dacă îi trimiți să bată cornerul, se pare că i-a pus cineva la colț. Unii n-au înțeles ce e aia pressing până nu le-am spus că trebuie să dea și ei follow la minge. Dar eu pentru că știu foarte multă engleză gestuală, le-am explicat și s-a rezolvat. Lucrăm cu ce avem, pentru că cea mai mare dorință mea este să calific naționala la Euro 2074. Eu cred foarte mult în proiectele astea pe termen foarte lung și în primul rând cred că trebuie să-i plătim în funcție de performanța pe care o fac și trebuie să vă spun că dacă o să muncim foarte mult și nu o să ne calificăm, trebuie să-i plătim ca muncitori necalificați. Oricum, cum bine mă știți pe mine, Edi Iordănescu, un adevărat tehnician, 100% educat, pot să vă spun că eu sunt convins că ne vom califica, dar am și îndoieli. Pentru că e foarte importantă mentalitatea și felul în care gândești, să știi foarte bine. Adică avem nevoie ca tehnicieni și de puțină șansă, avem nevoie de șansă să avem și noi noroc cu carul. N-am nicio scuză, dacă nu calific echipa la Euro, n-am nicio scuză, dar până se termină calificările o să găsesc una. Spre exemplu, eu consider că pentru a face performanța ai nevoie de foarte mult timp, de aceea cred că aș avea nevoie mai exact de o mașină a timpului care să aducă generația de aur înapoi să câștigăm și noi ceva. Eu, personal, am să fac tot ce ține de mine, am să învăț să alerge până când nu mai pot, până când are terenul ca să plantăm după aia niște porumb, niște grâu, să mai facem un ban. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Eu am hotărât, pentru că jucătorii noștri trebuie să învețe să lucreze împreună, în echipă, ca în cantonamente, să fie o singură damă de companie la doi jucători. Vă promit din toată inima că am să-i motivez și am să-i ghidez cât pot eu de bine, am să fac tot ce ține de mine pentru ca să avem o tranziție pozitivă și să nu mai intrăm la negativ și în felul acesta o să țipă tu și atât de tare încât a doua zi până și pârțurile mele vor fi răgușite. Și oricum, dacă nu vor reuși să asculte, cu siguranță o să mai învețe și băieții din Pantelimon niște înjurături noi. Apropo de asta, aș vrea să vă spun că noi avem o șansă foarte mare să batem Elveția la noi acasă, să facem o figură frumoasă, pentru că deși echipa lor merge ceas, ei sunt cu o oră în urmă. Dacă vă uitați la cursurile orare, de asta. În timp ce eu sunt selecționer, se pot realiza performanțe. Doar cât sunt eu selecționer, după aia nu mai e nevoie de nimic. Și am să vă mai spun că îmi face o figură frumoasă. Chiar dacă nu ne calificăm și nu mergem la Euro, cu siguranță o să intrăm în Schengen. O să-i batem atât de tare încât vom face din Andorra și Liechtenstein pământ românesc. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, chiar dacă mai există câțiva oameni lipsiți de educație care mă huiduie și îmi cer demisia, mă rog, v-am spus, pe termen lung eu sunt foarte bun, pe termen scurt sunt tehnician. Sincer, mi-am propus să dăm 15 goluri în aceste calificări. Sper să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului să le dăm în partea care trebuie. Bravo, domnul antrenor! Acum aștept întrebări, dar bineînțeles că dacă nu sunt întrebări, nu e nicio întrebare. Vă mulțumesc tuturor. La revedere. Bravo! Auzi? Samen cu Angel Iordănescu. Am înțeles că Edi și-a făcut și el implant și am zis să-mi fac și eu ca să pot să-l fac aici. Și ce-mi doresc? Îmi doresc ca dacă la FCSB n-ai putut să faci schimbările, da, pentru că era Gigi Becali, măcar la echipa națională să te poți desfășura. Succes, Edi! Amin! Mulțumesc! La revedere! Ciao, ciao! Bravo! Ce alergare ai văzut? Ce alergare!